Un bătrân se certa tare des cu vecinul său mai tânăr, iar într-o zi s-a decis să-i dea acestuia o lecție. Într-un sat locuiau doi vecini. Unul era tânăr și abia ce își întemeiase o familie, iar celălalt era un bătrân tare arțăgos. Vecinului bătrân nu îi convenea niciodată nimic și mereu avea ceva să-i reproșeze vecinului mai tânăr. Ba că a făcut grătar și că fumul s-a dus la el, ba că atunci când a curățat curtea de frunze unele au zburat în curtea sa, ba că găina vecinului mai tânăr i-a ciugulit iarba proaspăt plantată, și tot așa. Vecinul cel tânăr a încercat să-și ceară scuze și să îndrepte lucrurile cu vecinul său, însă nu a reușit. Apoi pur și simplu a început să-l ignore pe bătrân. Orice i-ar fi spus acesta, el nu mai punea supărarea la suflet. Îi spunea doar, bine vecine, este așa cum spui dumneata. Când bătrânul a văzut că tânărul nu îl mai bagă în seamă atunci când îi se plânge de un anumit lucru, a început să răspândească tot felul de zvonuri în sat despre vecinul său mai tânăr. Ba chiar a îndrăznit să spună că acesta ar fi un hoț. Nu a trecut mult timp și zvonurile care circulau prin sat au ajuns la urechile tânărului. Atunci acesta s-a întristat cumplit și simțea că aceasta fusese picătura care a umplut paharul. Îl tolerase prea mult pe vecinul său bătrân și arțăgos, însă acum acesta ajunsese mult prea departe și s-a decis să meargă la poliție pentru a depune plângere împotriva sa. Ajuns la poliție, tânărul a povestit tot ceea ce i s-a întâmplat, apoi dosarul a fost trimis la judecătorie. După o săptămână, tânărul și vecinul său bătrân au fost chemați în sala de judecată. Au intrat ambii în sala judecătoriei, iar acolo judecătorul le-a ascultat rând pe rând plângerile. Când a ajuns la bătrân, judecătorul l-a întrebat, cum de ați putut să răspândiți zvonuri care nu sunt adevărate despre vecinul dumneavoastră mai tânăr? Realizând că situația i-a scăpat de sub control și că nu ar fi trebuit să spună acele cuvinte, bătrânul i-a spus. Dar au fost doar simple vorbe, nu au făcut rău nimănui. Atunci judecătorul i-a spus, scrie toate lucrurile pe care le-ai spus despre vecinul tău mai tânăr pe o hârtie, apoi taie hârtia în bucățele și în drum spre casă aruncă toate bucățelele de hârtie. Iar mâine te rog să te întorci tot aici în această sală pentru a afla sentința. Bătrânul a făcut așa cum i-a cerut judecătorul, însă nu înțelegea de ce l-a pus să facă acel lucru lipsit de sens. Când s-a întors a doua zi la judecător, acesta i-a spus bătrânului, înainte de a primi sentința, te rog să ieși afară și să adun toate bucățelele de hârtie pe care le-ai aruncat ieri. Bătrânul i-a spus atunci, dar așa ceva este imposibil. Vântul le-a împrăștiat și nu voi ști unde să le mai găsesc. Atunci judecătorul i-a spus bătrânului, la fel se întâmplă și cu vorbele. Odată scoase pe gură pot distruge onoarea unui om atât de tare încât aceasta să nu mai poată fi reparată. Dacă nu poți spune ceva frumos despre un om, mai bine păstrează tăcerea. Morala poveștii. Încearcă să fii mereu stăpân pe gura ta și nu permite să iasă din ea cuvinte care ar putea face rău cuiva.